Dumneavoastră se analize, da? Da. Cât costă analiza? 9 lei. Sărbătoarea Crăciunului se apropie, iar mulți gorjeni sacrifică porcii din gospodărie. Însă, aceștia se tem să mănânce carnea fără să-i facă analize. Naion, în vârstă de 70 de ani, a venit cu microbuzul de la Bălești pentru analize. Păi se teamă să mâncați fără să nu faceți analize? Da. Veniți în fiecare an? Da. De unde sunteți? Bălești. Comuna Bălești, sat Tămășești. Cu ce ați venit? Cu microbuzul sau cu mașina? Cu microbuzul. Vei să teamă să mâncați fără să nu faceți analize? Normal că mi-este. Veniți în fiecare an sau de fiecare dată? Pe fiecare an, da. Pe fiecare an. Luăm analizele la dâns și dâns și sunt mai bine, au analize de făcut cum trebuie și să ne rezolvăm, adică situația noastră sănătoasă. Deci avem o sănătate. Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt cu ochii pe cei care sacrifică, transportă sau comercializează carne de porc în această perioadă. În plus, reprezentanții instituției îi sfătuiesc pe cei care sacrifică porci să aducă la analiză carnea. În această lună, peste 300 de gorjeni au venit să facă analize pentru depistarea trichinelozei. Facem un apel către toți cetățenii care sacrifică porci în gospodăriile proprii să se prezinte să-și facă analiza cărnii pentru trichineloză. Câte persoane au venit până în momentul de față? În cursul lunii decembrie până astăzi vreo 322 de persoane. Au fost întâlnite probleme? Până acum nu au fost întâlnite. Ce se întâmplă în cazul în care se întâlnesc? În cazul în care se găsește o probă pozitivă, se merge la cetățeanul respectiv, iar carnea este confiscată și denaturată. Gorjenii trebuie să scoată din buzunar 9 lei pentru analiza cărnii de porc.